Reprezentanței mass media, bine ați venit la evenimentul de transmitere oficial a unui lot de echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Cuvântul se oferă ministrei Sănătății, Alana Merenco. Bună dimineața tuturor, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, stimate domnule ambasador, excelență, stimate reprezentanți ai JICA, Agenției Internaționale a Guvernului Japoniei, care ne susțineți în toate. Sunt foarte bucuroasă să dau start acelui proiect minunat pe care l-am semnat în baza unui acord de schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru un grant nerambursabil în sumă de 1 miliard de ieni. Deci acum la cursul actual este ceva mai mult de 6 milioane de euro, care venea să susțină cu echipament performant 5 spitale din Chișinău, spitale destul de importante în acordarea, aș zice, strategice în acordarea asistenței medicale. Acesta este Spitalul Clinic Republican, Institutul de Medicină de Urgență, Institutul Mamei și a Copilului, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Deci echipe de experți din Japonia s-au deplasat aici, în aceste spitale, au identificat împreună cu colegii noștri medici care sunt necesitățile stringente pentru a schimba echipamentele vechi, în special luând în considerare și alte elemente de renovare a secțiilor, ca de exemplu la Institutul de Medicină Urgentă o să avem un bloc nou cu 15 săli de operație, astfel majoritatea echipamentului vine să suplinească pentru aceste săli și astăzi am ajuns să inițiem deja darea în exploatare și de fapt primirea acestor echipamente și punerea lor în funcțiune. Deci nu este doar un singur lot de echipamente, ele vin pe rând, în dependență de procurări și astăzi la Spitalul Republican, deci anunțăm primul lot care este compus din 8 mese de operație moderne, chirurgicale și 13 brancarde performante. Este prima parte a lotului. La ulterior, deci, vor mai veni și echipamente pentru dializă și un sistem de pompă de circulație extracorporală. Deci, aceste echipamente pe care astăzi le oferim Spitalului Clinic Republican și dumneavoastră medicilor au un cost de 318.000 de euro. Ulterior, vor veni încă de jumătate de milion de euro echipamentele. Este foarte important să modernizăm instituțiile medicale. Mereu o să repet că medicii în secolul 21 nu mai pot activa doar cofonendoscopul. Ei au nevoie pentru a realiza proceduri de investigații, diagnostic, dar și de tratament, de echipamente performante, moderne. Medicina se dezvoltă cu pași foarte rapizi și este foarte important să nu rămânem în urmă. Protocoalele trebuie să le ajustăm la standarde moderne, internaționale. Astfel, aceasta impune modernizarea sistemului de sănătate. Aceasta am declarat atunci când am venit în acest mandat și aceasta o vom face până în ultima zi. Modernizarea este un proces continuu. El nu poate să aibă un sfârșit sau un început, deoarece, după cum spuneam, lucrurile sunt într-o permanentă schimbare și noi am văzut în perioada pandemică cât de multe lucruri s-au schimbat practic pe parcursul a 2 ani și câte tehnologii și inovații noi au apărut. Nu pot să nu utilizez deci, acest eveniment ca să nu subliniez că pe parcursul a 2 ani 2022, care a fost unul complicat deoarece a mai avut încă trena pandemiei și de asemenea începutul războiului Federației Rusie împotriva Ucrainei, impactul crizei refugiaților, dar și anul 2023, Spitalul Clinic Republican a beneficiat de suport din partea Ministerului Sănătății prin echipamentele care au fost aduse, instalate, dar și finanțările de la bugetul de stat pentru diferite renovări și investiții în spital, în sumă de 40 de milioane de
lei, doar în 2 ani. De asemenea, instituția a fost dotată cu ultrasonograf modern, generatoare electrice, aparate de anestezie, analizatoare, defibrilatoare, brancarde, alte mese de operație. A fost reparată capital secția de terapie intensivă, care în curând o să o inaugură. Au fost efectuate lucrări de construcție a stației de oxigen, reabilitarea rețelelor pentru gaze medicale, reconstrucția blocului principal, a blocului alimentar și multe altele. Deci, după cum spuneam, asigurarea instituțiilor medicale cu echipament medical influențează cel mai mult calitatea serviciilor medicale și noi trebuie să îmbunătățim și să o facem cât mai accesibilă. Ceea ce este cel mai important este că nu am fi putut realiza toate aceste lucruri și marea majoritate din echipamente au venit în cadrul diferitor proiecte de granturi, de ajutoare, de donații. Echipamentele absolut toate au fost moderne, noi nu am primit absolut nici cel mai mic echipament care ar fi fost deja utilizat și aceasta ar fi fost imposibil fără ajutorul partenerilor internaționali. Guvernul Japoniei este unul din cel mai serios în rând cu alte țări și Uniunea Europeană și Statele Unite, România, deci care investește foarte mult în sistemul medical. De asemenea, am avut foarte multe echipe și o să mai avem pentru schimb de experiență care au plecat în Japonia și vor mai pleca. Aceasta, de asemenea, este foarte important să preluăm și bunile practici și eu, cu această ocazie, vreau să mulțumesc domnului ambasador pentru toată susținerea dumneavoastră a poporului japonez, a guvernului și de asemenea acestei agenții minunate, Agenția Internațională de Cooperare a Guvernului Japoniei, care de fapt este finanțatorul acestor proiecte. Trebuie să ținem minte acest lucru, cine ne sunt prietenii și eu mă închin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc din partea poporului nostru pentru tot ajutorul acordat. Mulțumim! Acum, la microfon, se invită excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro. Ну, разрешите мне немножко говорить по-русски, потому что вот я буду говорить по-румынски, но... Я могу читать, но не надо сосредоточиться, поэтому да, об этом я хотел сначала говорить. Стимате дуамне министра Немиренко, стимате коллаборатори ай спиталу и клинику республикан Тимофей Мошниага, бунаде меняться. Sunt bucuros să văd astăzi livrarea celor 13 brancarde și 8 mese de operație. În anul 2022, odată cu sosirea refugiaților care fugeau de război, Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională, JICA, a înțeles provocările enorme cu care se confrunta sectorul medical din Moldova. JICA a trimis o echipă de experți pentru a identifica necesitățile. În baza rapoartelor elaborate de către ei, guvernul Japoniei a decis să ofere echipamente medicale avansate către 5 instituții medicale din Chișinău. Spitalul Clinic Republican urmează să primească și mai multe echipamente în următoarele luni. Astăzi mă bucur de asemenea de posibilitatea de a-mi exprima gratitudinea pentru munca cadrelor medicale. Munca dumneavoastră salvează vieți, ajută să ne recuperăm după boli și traume. În viața mea am petrecut și eu câteva luni la spital și mă îndoiesc foarte mult ca
aș fi la fel de sănătos și activ ca acum, fără îngrijirea medicală bună primită de la specialiști. După izbucnirea pandemiei de COVID în anul 2020, pe întregul glob, cadrele medicale au lucrat la limitele posibilităților lor, muncind zi și noapte pentru a stăpâni boala. Iar în Republica Moldova ați fost nevoiți să faceți față unor provocări unice suplimentare cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Mulți dintre refugiații care veneau într-un număr mare au avut nevoie de tratament și îngrijire. Când Guvernul Republicii Moldova a condamnat pe drept acțiunile Rusiei, Rusia a micșorat intenționat livrările de gaze către Moldova, astfel provocând în Moldova o inflație mai mare decât în alte țări europene. Totuși, moldovenii n-au încetat să fie generoși și altruiști față de cetățenii ucrainieni aflați în nevoie. Toată lumea a privit și a văzut bunătatea dumneavoastră. Am văzut-o și în Japonia. Căldura și generozitatea oferită refugiaților a fost printre puținele lucruri încurajatoare văzute de la începutul acestui război nejustificat și ilegal. Aș dori să exprim profundul meu respect pentru generozitatea și omenia demonstrată de moldovenii în aceste timpuri grele. Acum o săptămână am marcat cea de-a doua aniversare de la lansarea acestei brutalități inumane. Cu regret, războiul și sacrificiile umane continuă. Chemăm Rusia să oprească imediat această distrugere lipsită de orice sens și acest masacru. Rușii trebuie să înțeleagă că cu cât mai repede o fac, cu atât mai grabnică și mai puțin dureroasă va fi răscumpărarea lor și a copiilor lor în cadrul comunității internaționale. Japonia este partenerul Republicii Moldova în domeniul medical și al sănătății de mai mulți ani. Guvernul Japoniei este mândru să lucreze cu Moldova și va continua să facă acest lucru pentru a vă susține în parcursul dumneavoastră spre a deveni membru al Uniunii Europene. Dorim ca eforturile Republicii Moldova și ale Ucrainei de a avea o guvernare bună, prosperitate, unitate și independență să fie pe deplin realizate în cel mai apropiat viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Cuvântul se oferă reprezentantului biroului JICA Ucraina, Satoshi Sugimoto. Today, Minister Nemirenko, Ambassador Mr. Yamada, and a director of the hospital, Dr. Mita, and all the relevant staff from hospital, Buna dimineața. Astăzi,
Stimată doamnă ministră, stimate domnule ambasador, stimate domnule director și toți cei reprezentanți prezenți astăzi a spitalului, vă salut. Bună dimineața. Sorry that today I deliver my speech in English, but I try to make it short one. Îmi pare rău că astăzi discursul meu este în engleză, dar încerc să fie unul cât mai scurt. Now I'm working in Kyiv, Ukraine, but today I'm very glad to join this ceremony. La moment, eu activez în cadrul oficiului din Kyiv, dar sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici în Chișinău, la această ceremonie. Today's ceremony is for the first batch of the medical equipment, and the other remaining equipment will be delivered within this year. În cadrul ceremoniei de astăzi vom preda primul lot de echipamente și pe parcursul anului următor vor mai fi alte echipamente medicale. And we JICA always respect your continuous effort for the daily tasks, including the support for displaced Ukrainians here in Moldova. Noi cei de la oficiul JICA avem un respect enorm pentru dumneavoastră și mai ales pentru faptul grija pentru care ați oferit-o și persoanelor refugiate din Ucraina. And we really hope these equipments will be some support for your activities, to support for your activities and your effort. Și sper că echipamentele medicale de astăzi vor fi un suport cât mai mare pentru activitățile noastre continue. Thank you very much for today's attendance. I'm taking this opportunity to show the realization of the project. I'd like to present the certificate to director. Cu această ocazie pentru a marca realizările, domnul Sugimoto va înmâna acest certificat domnului Funcuță. Acum la microfon se invită directorul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, Andrei Uncuța. Mult stimate doamnă ministru, excelență domnule ambasador, stimați oaspeți, stimați invitați, reprezentanți mass media, vă salutăm în cadrul Spitalului Clinic Republican. Vrem să menționăm că cu suportul Ministerului Sănătății, Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga este un beneficiar și este un partener de lungă durată a proiectului Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei, care și are începutul din 2013 în cadrul Spitalului Clinic Republican. Cum a menționat doamna ministru, pe parcursul ultimelor 2 ani, Spitalul Clinic Republican a beneficiat de multiple dispozitive medicale, echipamente medicale de ultimă generație pentru dotarea și renovarea dispozitivelor în cadrul instituției noastre, prioritizând activitățile și dispozitivele pe care le avem în cadrul grantului oferit de Guvernul Japoniei. Acest lot de echipamente medicale care astăzi deja au ajuns în spital, cu siguranță vor duce la o calitate mai bună a asistenței medicale, ceea ce va oferi și colegilor noștri și pacienților îngrijiri de altă calitate în contextul tuturor evenimentelor care se întâmplă în contextul regional. Menționăm acest lucru foarte important de suplinire a meselor de operații extrem de necesare pentru asigurarea actului medical-chirurgical. Aș vrea să menționez toată gratitudinea medicilor care beneficiază de aceste echipamente. Vă asigurăm că aceste medicamente vor fi utilizate, păstrate și centrate pe necesitățile pacientului. Din partea colectivului Spitalului Clinic Republican, în această zi, am dorit să ne aducem gratitudinea și mulțumirea Ministerului Sănătății, Guvernului Japoniei, cetățenilor japonezi pentru acest suport în dotarea instituției noastre cu echipamente medicale de calitate. Vă mulțumim!
În continuare, vă invităm la o fotografie de grup urmată de vizita echipamentelor donate. Came to us at the right place on the right time. Thank you very much. Thank you. So it's a surgical operation table for general surgery, and it's the most important. It's can be applied in our department, even in cardiac vascular surgery. Also, we receive three of them, which is most important with accessories for ophthalmology surgery and ENT surgery. Each one is a single surgery, one of the higher level in our republic. Also, we have here operating table which can be applied for cardiac surgery, thoracic surgery, and vascular surgery. Which one is also the highest level from our republic and the single place where it's applied. So, it's really important to be full equipment and full functionality of these operating tables. What we received is what we want. Thank you very much. And also, it's very important to have this table for laparoscopic surgery. This specific one. Yes, we discussed about the what kind of operating table should be applied for this project. So. At the moment in Moldova, we are trying to apply mini-invasive surgery. So for minimal invasive surgery, we need some accessories and some capacity of this operating table. This one are full prepared for this kind of surgery. So that's really fine. Comparing with the wall, they are multifunctional. Yes. Mm-hmm. How many times a day or a week are those this one operating bed used on average? So I can explain it. Now we are in the heart of our hospital. This is operating block and intensive units. 5 days per week we are done here scheduled surgery. Also we have emergency with three operating rooms for emergency surgery. And we have here, as we discussed before, vascular surgery, cardiac surgery, thoracic surgery, liver transplant, kidney transplant, ophthalmic, ENT. This one is the high level from our republic surgery. And many of the patients which cannot be solutioned in the regionary hospital are coming to us, and we are trying to do the best we can. But how many operations you are making per year? Per year, those three. It's about 30,000 yeah. Operations per year. Yes. So yes. That means it's about 1,000 per 100-120 intervention per day. Only in clinic. In this hospital? Yes, in our hospital, only in our hospital. Sometimes people ask why so many interventions, because many patients have one or more interventions during their hospitalization here. We have minimal invasive endovascular surgery and transitional surgery. So one patient can be supposed to minimal invasive and in the same time and for classic surgery. Next step is to move from classical surgery, yes. Mostly to laparoscopic and mini-invasive. We need laparoscopes and different other equipment. So we discussed in the last meeting with you, so I look for funds. I see, yes. Yeah. But I hope
that you will have to conduct less and less surgeries. Yeah, so more people will be... But we have to be prepared. Yeah, sure. For eventual reasons. And we have to be prepared for to do our best for our patients, which are coming here. Nowhere where from. Where are they from? From Ukraine, from the door, doesn't matter. But usually in medicine, when it's raising the capacity of diagnostics, usually it's increasing and influencing the number of operations, because many of anomalies and others that, for example, 50 years ago, it was not possible to find them. So now it's increasing. So equipment usually is putting a pressure on the number of operations. Mm-hmm. And the minimal invasive surgery cannot be done without CTs. Tomograph or yes. MR? Something like a synergy. It's a synergy between diagnostic equipment and usually operation and many, many others. So who was able to say, for example, 40 years ago about transplant operation and others? Mm-hmm. So many of them now, the surgeons in the world are doing in endoscopical manner, not traditional, even transplant operation. So the possibility not only to survive, but to change in medicine is increasing day by day. Right. Very important to have access to high level technologies and methods. Yeah. So thank you for your work. Thank you. Thank you very much. Maybe some pictures. Yes. A special exhibition for 2 minutes. Yes, Dona Ministra, of course. Something better. Acestei expoziții. Vorbește în engleză. Expoziție cu colecție moldo-japoneză, inspirată de asemenea în cultura japoneză de care sunt pasionată. Am un profund respect față de cultura japoneză și anume din acest motiv m-a inspirat să fac această colecție, combinând culturile în sine și de asemenea cu cultura noastră moldovenească, prin intermediul tradițiilor, a mărțișorului, de exemplu, a spicului, a poveștilor care avem aici, frumos Iliana Cosânzeana, povestea Capra cu Treieri. Avem aici o altă ținută inspirată în povestea, în poezia de Vasile Alexandri, Oaspeții primării. That cap is for farmers. Idei sunt foarte frumoase, bibliografia și alte colecții și aș vrea să avem o colaborare viitoare pentru a răspunde aceste lucruri frumoase. Conducem. Și un simbol excelență pentru dumneavoastră, da? Și... A,
А, вы говорите по-русски чуть-чуть, да? Это ваш тарелку мы любим по-русски. Стяг. In Russia, what is this? Flag. Flag. Ваш флаг. Ваша? Да. Саича, auch Marzischor. У нас Marzischor. Also, your country. Yes. Земли. Символизм. Да. И ваш флаг. Да. Пожалуйста. Это